Am controlat în această perioadă o viziune integrată pentru dezvoltarea județului până în 2027, viziune pe care am supus-o consultării publice acum 2 săptămâni și care se sintetizează în 2 direcții de acțiune. Vorbim direcții de dezvoltare strategice, îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice în domeniile cheie și dezvoltarea economică a județului. Autoritățile spun că strategia de dezvoltare a județului Dolj este orientată spre cetățean pentru a asigura o dezvoltare coerentă și armonizată a comunităților. Buna guvernanță a instituțiilor publice înseamnă și modernizarea administrației locale. În următoarea perioadă, Consiliul Județean Dolj va face pași importanți pentru informatizare, digitalizare și debirocratizare. Extindem procesul de digitalizare către toate instituțiile din subordinea Consiliului și încercăm și vom crea un sistem informatic care să interconecteze aceste instituții. Dezvoltăm rețele informatice geografice pentru modernizarea și supervizarea patrimoniului județului. De asemenea, la nivel de muzee, creăm un soft comun, o strategie comună și un bilet unic la nivelul muzeelor din subordinea Consiliului Județean Dolj. În acești 6 ani de zile o să avem satisfacții noi și cei 700.000 de dolgeni pe care îi consider vecinii mei sau vecinii noștri. Și cu vecinii trebuie să te poți frumos, să-l ajuți. Deci asta e menirea noastră. Camera de Comerț și Industrie Oltenia este unul din partenerii Consiliului Județean Dolj. Parteneriatul pe care îl așteptam de mult timp a devenit unul efectiv. Și pentru că a deveni efectiv înseamnă să lucrezi în echipă. Am lucrat împreună cu echipele Consiliului Județean la elaborarea strategiei și din strategie au apărut câteva oportunități și posibilități de dezvoltare. Strategia de dezvoltare a Doljului este corelată cu cele regionale, naționale și sectoriale. Este făcută pe 7 ani pentru a se suprapune cu exercițiul financiar al Uniunii Europene. Prioritar este îmbunătățirea infrastructurii de drumuri județene, rețele de utilitate publică, sănătate și educație, dar și dezvoltarea mediului de afaceri.